Kilogramele în plus sunt o povară pentru toate femeile, dar ce ne facem cu cele acumulate în timpul sarcinii? Cursurile de gimnastică pentru gravide vin în întâmpinarea bunei dispoziții, conferă o stare de bine și aduc în viața noastră un strop de veselie. Cu ajutorul exercițiilor de gimnastică, circulația sângelui este îmbunătățită, copilașul primește mai multe substanțe nutritive și oxigen, iar toxinele sunt mult mai ușor eliminate. În gimnastica prenatală, în programul pe care l-am alcătuit pentru graviduțe, avem marele avantaj de a ne putea concentra, de altfel insistăm foarte mult pe această concentrare, pe respirație, pe întărirea musculaturii planșului pelvin, pe întărirea musculaturii posturale. Gimnastica Pilates, gimnastica din kinetoterapie, gimnastica din yoga și așa mai departe, toate insistă foarte mult pe postura gravidei. În timpul travaliului, efortul depus de mamă este impresionant, fiind comparabil cu alergarea unui maraton. De aici rezultă importanța deosebită a pregătirii mamei pe tot parcursul sarcinii cu efectuarea exercițiilor de respirație. Făceam mișcare și înainte de a rămâne însărcinată și am simțit nevoia să mă mișc în continuare și după ce am aflat că o să avem un bebeluș. Și simt nevoia să fiu activă în continuare. Este un alt fel de gimnastică, însă tot mișcare este pentru mine. Graviduța nu s-a mai confruntat cu aceste tipuri de exerciții, cu acest timp de atenție asupra propriului corp până în momentul sarcinii. Bineînțeles, dacă este vorba de un sportiv, este altceva, dar omul obișnuit, în viața de zi cu zi, nu își acordă atenția asupra posturii, asupra mușchilor, în detaliu, asupra respirației, asupra propriului sine. Urmând un program special conceput pentru gravide, veți exersa poziții de travaliu, dar și metode de respirație ce vă vor ajuta în acele momente unice să fiți puternică și pregătită pentru naștere. Sunt mișcări altele decât cele cu care suntem obișnuiți într-o sală de aerobic, într-o sală de fitness, de sport. Sunt mișcări mult mai lente, bazate pe respirație și pe concentrarea și atenția persoanei pe care le execută. Mișcările respective vor alunga posibilele dureri, în special cele de mijloc din timpul sarcinii. Sunt dureri frecvente de glezne, se umflă gleznele, se umflă încheieturile mâinilor. Vom face mișcări de stretching, se insistă foarte mult pe acest aspect, pentru că stretching-ul va elimina tensiunea de la nivelul articulațiilor, în special în tensiunea acumulată la nivelul coloanei lombare. Bărbia paralelă cu solul, expir pe rotație. Burtica privește înainte, inspir la revenire, expir pe răsucire. Efectele benefice ale acestor exerciții din gimnastica prenatală sunt nenumărate. Gimnastica prenatală are o multitudine de efecte. Frumos ar fi și dacă nu am avea parte de sarcină să facem aceste exerciții, întrucât combină exerciții de tonifiere a brațelor pentru a putea avea un tonus muscular de care vom avea nevoie după sarcină, pentru a putea susține greutatea bebelușului. Avem nevoie de un tonus postural crescut pentru a putea realiza transferurile bebelușului din căruță, în pat și așa mai departe. Avem nevoie de un abdomen foarte puternic pentru a ne putea proteja coloana lombară, de obicei cu probleme în perioada aceasta. În perioada sarcinii apare lombosciatica la multe din graviduțe. Este nu o afecțiune, dar un cumul de simptome ce descriu o durere pe traseul nervului sciatic, pe traseul unui nerv care se duce pe fesă, apoi până la nivelul piciorului. Este cel mai lung nerv din organism. Acest nerv este afectat în timpul sarcinii. Capacitatea pulmonară respiratorie scade întrucât bebelușul încearcă să-și facă loc în interior și atunci va apăsa pe anumite organe. Este un lucru inevitabil, nu încercăm să le eliminăm, ci încercăm să ne împăcăm și să ne ușurăm situația. Rezultatele finale se văd chiar și după sarcină. Aceste efecte sunt cu siguranță pe termen îndelungat, atâta tot că atât în perioada prenatală cât și postnatală trebuie să avem grijă de musculatura pelvină. O întreținem cu exerciții Kegel, cu exerciții de gimnastică intimă. Perioada propice pentru începerea cursurilor este undeva după primele 2-3 luni de sarcină. Avem nevoie de o adeverință de la medicul ginecolog, care atestă faptul că putem face mișcare, care nu pune în pericol nici viața mămicii, nici viața bebelușului. Cât timp putem urma cursurile de gimnastică? Se poate veni până în ultimul moment.
Majoritatea fetelor cu care am lucrat până acum au preferat să vină la gimnastică, chiar dacă uneori le spuneam că pot fi liniștite, am acumulat destul de multă forță, am eliminat tensiunea, sarcina a decurs foarte frumos și organismul lor este împăcat cu asta. Nu avem voie atunci când medicul ginecolog ne spune că nu. Sunt anumite tipuri de probleme, în general legate de sarcină. Se poate ca femeia respectivă să aibă și probleme de hipertensiune, să aibă asociat și un diabet zaharat, să aibă asociate probleme respiratorii, etc. Sunt foarte multe tipuri de probleme de care medicul ginecolog ține cont. Și pentru ca mișcarea să fie una eficientă, avem nevoie de respectarea anumitor sfaturi ale specialistului. Nu se recomandă gimnastica prenatală a se face zilnic. De 2 ori, maxim de 3 ori pe săptămână este suficient. Minim o dată pe săptămână încât să aibă un sens ceea ce facem. În schimb, 2 ore de mișcare pe zi, de mers pe jos, sunt recomandate cu sticluța de apă, bineînțeles, în mână pentru a ne putea hidrata. Pentru că organismul are nevoie și de o vindecare proprie, este indicat să așteptăm circa 8 săptămâni după ce am născut, înainte de a ne întoarce la cursurile de gimnastică postnatală, unde nu venim singure, ci însoțite de bebeluș. Facem gimnastica mamei cu bebelușul după ce am născut, încât și bebelușul să se simtă bine și să aibă parte de mișcare. Și nu uitați, sportul este important chiar și în timpul sarcinii.